Ajutor de peste ocean pentru botoșănenii bolnavi și nevoiași. Este vorba despre Medical Mission, o misiune voluntară din Statele Unite cu tradiție deja la Botoșani. Medici americani însoțiți de voluntari români și de 10 de translatori vin de 15 ani în oraș și oferă consultații și chiar operații gratuite tuturor celor care au nevoie. Începând cu ziua de duminică, medicii americani au revenit în municipiu și vor oferi ajutor botoșănenilor până joi inclusiv. Misiunea este coordonată de o botoșăneancă, Laura Conde, căsătorită cu un medic american, un adevărat veteran al misiunilor umanitare din Botoșani. Noi venim aici în număr mare, avem o echipă de 32 de oameni și încercăm să ajutăm pe cei care au nevoie de serviciile noastre specifice. Facem controle generale medicale gratuite pentru copii și adulți. În zona chirurgicală avem chirurg orele, plastician, osteopat, iar și la ortopedie, în colaborare cu domnul doctor Malancea, avem tot felul de operații ortopedice. În același timp avem tot felul de vitamine, medicamente, jucărioare și ochelari pe care îi dăm în cadrul clinicii. Cei peste 30 de medici americani care consultă și operează la Botoșani au venit în România pe cheltuială proprie dintr-o dragoste profundă pentru umanitate și ca o datorie față de meserie și de menirea lor. We feel like it is our not duty, but almost a responsibility to help other people that are in need, that are unfortunate, and we feel like it's a blessing to spread our talents, knowledge. And through the help of the city of Botoșani's prefect, from all the government entities, medical college, all the doctors, all the nurses, we were able to collaborate with them and be able to provide some good surgical medical care for not just from Botoșani but outside. Venim în România pentru că avem neapărat dorința, dar responsabilitatea de a veni și a ajuta oameni care au nevoie de noi. Prin intermediul tuturor colaboratorilor noștri, cum e prefectura, Colegiul Medicilor din România, DSP-ul și Spitalul Județean Mavromati și toate entitățile guvernamentale și neguvernamentale cu care lucrăm, cu ajutorul acestor colaboratori este posibil să ajutăm pe pacienții din Botoșani. Medicii americani operează și consultă la Spitalul de Pediatrie, dar și la Spitalul Județean Mavromati. Aceștia colaborează strâns cu medicii români pe diferite specializări. Consultațiile au loc de la 8 dimineața la ora 15.